La ora, centrala a fost oprită la ora 7 dimineață, la ora 8 și jumătate, încă erau calde caloriferi, având în vedere că sunt caloriferi de fontă, care păstrează căldura. Dar clădirea fiind mai vechi, se pierde repede căldura. Sunt pierderi rapide, pentru că geamurile nu sunt izolate, clădirea nu este izolată, nu are niciun strat de izolație exterioară și atunci se răcește foarte repede, având în vedere că și temperatura de afară este mică. Și din ce motiv apar aceste defecții la centrală? Din cauza vechimii clădirii și a instalațiilor termice și datorită faptului că nu s-au făcut reparații capitale niciodată de când este construită clădirea. De la începutul anilor 80. Și acum nici nu mai puteți face reparații. La ora actuală nu mai putem face, având în vedere că amplasamentul a fost predat către cine e, în vederea reabilitării totale. Câte grade au fost astăzi în clasă? Au fost 18 grade. Suficient pentru copii? Suficient.